este acolo. Aha! Vedea asta cam. Alo? Uite scula! Da, e vorba de un spectacol care se numește Cum iubește cealaltă jumătate. Este o piesă celebră a unui dramaturg celebru, Alan Ayckbourn se numește, un englezoi, care e foarte jucat în toată lumea. Dacă ai o problemă și știi la ce problemă mă refer, poți să vorbești despre asta cu mine ca și cu soția mea. Am reușit. Dacă e să plece cineva, atunci pleacă porcul. Adică, i-a plăcut ceva de părinte. Uite, noi jucăm spectacolul ăsta de 8 ani, cred. 7-8 ani. O, ești prea mare, te rog să nu strângi prea tare și repede. Ce e mai interesant e că se joacă în clipa de față cu sala plină. Toată lumea crede că l-am avansat pe soțul tău datorită calităților lui profesionale. Nu! Nu din acest motiv! Ci datorită grațioasei lui soții. Iar aplauze e plăcut. Unul din lucrurile plăcute de la teatru. Când lumea nu aleargă la garderobă și stă acolo și e clar că s-a bucurat, i-a prins bine. Voi doi ați face foarte bine dacă v-ați duce să vă rezolvați problemele în altă parte. Nu pot să mă concentrez. Aici casa Philips. Ah, bun, cine acolo? Servitoarea? Nu. Eu. Dar domnul Philips este în baie. Ce doriți, vă rog? Ia spune, Bobby acolo? Nu cred că este aproape îmbrăcat. Dumnezeu, mare, 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 mare. Dar cine sunteți, mă rog? Nu, e greșeală. E o comedie, dar deloc vulgară, chiar dacă atinge subiecte despre viața de cuplu, nu tocmai cu minte. Dacă ai făcut tu ceva, miercuri noapte, ce nu trebuie să știu eu, asta e, nu-i treaba. E vorba despre niște soți care își înșală soțiile și soții care își înșală soții și alții care nu se înșală reciproc deloc, sunt cuminți și uite așa. Am avut un fel de întâlnire. Un alt tip. Da, dar nici nu se compară cu tine. Mă ierți? Păi ce dracu aș putea să mai ierți? Dar cu o condiție. Da. Să nu devină un obicei. Cred că toată balanșa asta de vulgaritate de la televiziuni și de peste tot, din ziare și chiar de pe stradă, bineînțeles că de pe stradă și din jurul nostru, face ca acest popor care vine la teatru, popor în sensul de puțină lume, că nu vine multă lume la teatru, să simtă nevoia de altfel de umor și de umor deștept, de lipsă de vulgaritate. Să nu mai faci niciodată așa ceva! Uite inima, uite pielea, uite ce mă doare capul! Cred că pe acolo, până la stă succesul spectacolului ăstuia. Când spui din, spui Africa, da. Elefant, șerif, maimuțe și 3 lei, toți vezi morți. Pe de altă parte, e printre puținile care se joacă cu sala plină. Nu știu că soția mea mi-a vorbit despre mica voastră întâlnire. Întâlnirea dintre tine și ea, de aseară. Regia a făcut-o doamna Sanda Manu, care, iată, cu ocazia asta mi-a făcut un mare cadou. Cum rare ori în viață ți-a dat să capeți un rol într-un asemenea spectacol pe care să-l poți să-l joci ani de zile și fără să saturi publicul în primul rând și fără să te saturi nici tu. Alo? Alo! Mary, fii atentă! Domnule Căruț, v-am recunoscut! Ești Mary Featherstone, da? Da! Eu sunt Foster! Poftiți? Frank Foster! Șeful soțului tău! Domnule Foster, iertați-mă, dar am crescut să nu mai sunt, am fost, gata, s-a trecut.
Doamna Sandamanu este un regizor și un profesor, în primul rând, care se ocupă de rigurozitate, în primul rând. Face lucrurile riguros. Unor poate n-au spuma spectacolelor mai libere, dar e nevoie de așa ceva. De rigurozitate, de să nu îți bați joc. Și mă rog, ce încerci să faci? Să mă umilești? Mutrarea! Dar William are cu dreptul să afle. William are dreptul să afle? Perfect! Atunci să afle și măcelarul, să afle și poștașul. Dacă e să mă umilești în toată regula, să facem un circ în toată regula. Dragă, dar nu face legătura, are aici poștașul. Încă o dată spun, ne-am tot gândit de ce funcționează, pentru că funcționează din cauza textului. Asta e tot. E un text extrem de bun și de deștept, iar publicul general care vine la teatru e un public care are nevoie de asta. Ce norocoasă ești, Mary. Pur și simplu, doamna Manu a luat textul și a încercat să pună textul în scenă. Nu a încercat să evidențieze sau... ceea ce e un lucru destul de rar în ultimii 30 de ani. Tu simți așa că te întărești pe undeva când dai telefoane la femei și le speri? Nu știu, îmi dau seama. Un astfel de proiect care ține afișul demonstrează un fapt destul de clar, cum că publicul are nevoie de astfel de spectacole. Uite, știi ce? Acum nu mai putem vorbi, dar pentru că știi unde să mă găsești, caută-mă și ne putem întâlni. Presum.